Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit, dragile mele. Vă îmbrățișez pe toți și vă mulțumesc, dragii mei, pentru mesajele superbe pe care mi le-ați trimis în această săptămână. În acest weekend sunteți și veți rămâne în permanență în rugăciunile mele. Astăzi o să vorbim puțin despre săptămâna 29, 5 mai, 29 aprilie, 5 mai, o săptămână specială. O săptămână specială în care parcă așa ușor, ușor ne retragem către noi, către propria persoană și ne gândim mai mult la divinitate, la tot ce înseamnă toată încărcătura și sper să vă fie de folos pentru că este o săptămână în care parcă devenim așa ușor, ușor mai blânzi, în primul rând cu noi și cu cei din jurul nostru. O să fie un horoscop, bineînțeles, pentru fiecare zodie în parte. O să încep cu zodia bebecului, recomandări din partea minunaților ghizi spiritual pentru săptămâna 29 aprilie, 5 mai. Pentru berbeci, probabil că în această săptămână și nu numai, sau probabil că începând din această săptămână, sunt tot soiul de planuri. Începeți să vă faceți planuri, planuri pe toate planurile, știți, inclusiv financiar, inclusiv material. Ideea este că orice începeți să elaborați din această săptămână, este necesară o atenție sporită. Atenție sporită la ce semnați, atenție sporită la ce primiți, recipise tot felul de acte, semnături, tranzacții, orice semnați, orice cumpărați, păstrați chitanțele, păstrați orice fel de contract pe care îl semnați și nu depășiți niște termene din punct de vedere al depunerii unor dosare sau în sfârșit să nu întârziați cu rate, cu tot felul de chestiuni pe care le-ați antamat. În sfârșit, ideea este că planurile necesită, toate planurile voastre necesită revizuire, inclusiv cel emoțional. Ideea este că ar fi foarte bine dacă în această săptămână nu ați lua nicio decizie radicală, nicio decizie foarte dură, nici cu voi, nici cu persoane de lângă voi, indiferent dacă vorbiți, dacă nu vorbiți, dacă sunteți în silențiu stampa de ceva vreme cu persoana iubită, în sfârșit. Ideea este că este imperios necesar să mai așteptați un pic și să nu luați decizii drastice. Să vă gândiți, să vă regândiți strategia vis-a-vis de o persoană cu care vă aflați probabil într-o relație tip carusel, așa știți, când vine, când pleacă, când e, când nu e, în sfârșit, pentru că sunt șanse foarte mari să se să reveniți, este ca un soi de sens giratoriu, știți, adică acel du-te vino probabil că se va repeta și să nu luați o decizie drastică astfel încât apoi să vă pară rău că v-ați grăbit, știți, priviți dincolo de aparențe, priviți dacă se poate, bineînțeles, imaginea în ansamblu, pentru că în această săptămână s-ar putea să fie totuși oarece lipsă de sincronizare. Adică s-ar putea să nu vă iasă lucrurile așa cum vreți voi. Foarte multe evenimente, uite, T, E, R, R, în sfârșit, I, C, E, foarte multe evenimente în această săptămână se vor derula cu repeziciune. De asta spuneam de atenție la ce semnați. Să nu vi se pare că aveți o ofertă wow, poate să fie, bineînțeles, dar să nu vă aruncați capul înainte. Revizuiți înainte de a pune orice fel de semnătură. Practic nu semnați nimic ca primarul. Alocați timp, revizuiește-ți atent toate opțiunile. Din nou văd că este acest mesaj de recomandare, pentru că vor fi tot soiul de soluții creative. Pentru zodia Taur, săptămâna 29 aprilie, 5 mai, o să vedem cu ce recomandări vine pentru Tauri. Începând din această săptămână, în 4 puncte, 4 săptămâni, cred că vorba de o lună, probabil extinsă, vorbim așa, o citire in extenso, atenție la cât, cum și în ce mod cheltuiți, pentru că tendința este de a nu prea face economii și asta o să vă afecteze destul de mult buzunarul, așa că, dat fiind faptul că aveți tendința de a risipi mai ușor banii,
fiți mai precauți sau mai precaute cu ei. Dacă aveți un business sau dacă vă gândiți să începeți un business, toate deciziile care vor fi luate în acest sens par a fi foarte bune. Și cred că o recomandare aparte pentru voi, taurii, este că s-ar putea să aveți niște câștiguri, să primiți, bineînțeles, pe seama a ceea ce eforturi faceți voi. Este imperios necesar să fiți atenți la acea zeciuială, să fiți atenți sau atente cu persoanele mai puțin norocoase din punct de vedere financiar pe lângă voi, adică caritabilitate, voluntariat sau poate că chiar aveți în intenție acest lucru și atunci dacă aveți în intenție acest lucru este absolut minunat. Atenție și la prea multă muncă. Taurii au tendința de a munci, ca de obicei, bineînțeles, nimic nou sub soare, de a munci peste măsură. Prea multă muncă. Așa că în această săptămână încercați pe cât se poate să acceptați și ajutorul celor din jurul dumneavoastră, apropiaților voștri, familiei, de ce nu. Și la fel, atenționare din punct de vedere al vieții dezechilibrate, căci ar fi foarte bine. O săptămână de post, dacă n-ați ținut tot postul, o săptămână cred că ar fi absolut minunată. Detoxifierea organismului, la fel, atenție la tot soiul de abuzuri din punct de vedere al, nu știu, anxioliticilor, de exemplu, sau al consumului de carne, al consumului, dacă țineți post, nu mai mâncați carne. Așa, sau în sfârșit poate aveți tendința să gustați mai multe maioneze, să facă rău. Sau să mâncați foarte mult după acest post, să mâncați foarte mult și să fie așa un ușor dezechilibru din punct de vedere al alimentației. Sau, mă rog, atenție la viața dezechilibrată, pentru că sunt ceva probleme, dar tot în zona aceasta de alimentație m-aș duce, probleme de sănătate. Și din cauza stresului, pentru că taurii, v-am spus, ar putea să facă așa totul dintr-o dată, să înceapă așa un boom din acesta și stresul foarte mare ca uzează la sănătate, dragii mei tauri. Pentru zodia Gemeni, săptămâna 29 aprilie, 5 mai, pentru voi și voi s-ar putea să cheltuiți cam mulțișori bani acum în această săptămână. Este și de așteptat pentru că vine Paștele, suntem tentați să facem cadouri sau să cheltuim mai mult decât producem. Asta în cazul în care ne-am pus în cap cumva să cumpărăm și ceea ce nu ne trebuie pe lângă ceea ce avem. Așa că s-ar putea să fiți prea risipitori sau risipitoare sau, din contră, unii gemeni prea precauți cu banii. Adică să fiți foarte, foarte strânși la pungă și să fiți desconsiderați sau desconsiderate de prieteni. Să nu primiți invitații, nu-l mai invit că oricum nu este o persoană care va vrea să cheltuiască. Sau, în sfârșit, tendința aceea de a nu te bucura de viață sau a nu-ți lua ceva foarte drăguț, tocmai pentru că ești mult prea precaut cu bănuții. S-ar putea să fii înțeles greșit de cei din jurul tău, mai ales în perioada sărbătorilor pascale. Foarte bune decizii urmează să luați din punct de vedere al business-ului personal, dacă l-aveți, dacă nu, sau din punct de vedere al job-ului pe care îl urmați. Unii gemeni s-ar putea să se gândească să participe la niște cursuri de formare personală, profesională, dar să știți că este foarte bine și mai ales dacă le începeți după perioada sărbătorilor pascale, pentru că este o perioadă propice. Aceste cursuri o să vă ajute foarte mult să avansați din punct de vedere al carierei. Sau s-ar putea să aveți acea posibilitate, acea șansă să faceți o mutare foarte deșteaptă din punct de vedere al carierei. O mutare probabil dintr-un job în altul sau, de ce nu, asociere sau chiar o promovare. Să urcați așa pe o scară ierarhică. În orice caz, sunteți foarte bine văzut și s-ar putea chiar să vi se ceară o opinie vis-a-vis de tot ce înseamnă conducere, management, conducerea societății, firmei la care lucrați. Și voi, nu mai știu, cred că berbeci sau cătaurii, nu mai rețin, s-ar putea să aveți parte de niște câștiguri suplimentare, cum spuneam, niște
promovări, chiar și din punct de vedere al bănuților, și atunci este foarte bine dacă v-ați implicat și voi în această perioadă, în voluntariat, caritabilitate, donații, în sfârșit, ca un soi de recomandare din partea Universului. Pentru zodia, ce am zis, gemeni, rac. Pentru zodia rac, la voi, și voi în această săptămână, racii, s-ar putea să munciți peste măsură și să fiți foarte stresați că nu terminați la timp toate pregătirile, mai ales că se apropie perioada sărbătorilor pascale. Recomandarea din partea Universului vine și vă spune cumva că nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi, pentru că te aglomerezi și acasă și la serviciu. Și atunci nivelul de stres atinge cote maxime. Baby steps, încetul cu încetul, intrați pe linie dreaptă. Atenție că este chiar... Unii dintre noi ar putea să fiți în pragul unui burnout și asta vă va afecta și sănătatea pe termen lung și la serviciu. S-ar putea ca unii rari să muncească peste măsură și să fie extrem de stresați. Alte dezechilibre din punct de vedere al sănătății nu prea simt în această săptămână, doar că este vorba despre niște perioade de foc prin care treceți din cauza faptului că nu gestionați foarte bine timpul personal și atunci ia ca și viața dezechilibrată și din punct de vedere și din punct de vedere material și din punct de vedere al sănătății, tentația de a cheltui mai mult pe lucruri care nu este cazul. Uitați-vă în cămară, vedeți dacă aveți deja tot ce vă trebuie pentru Paști sau știți că s-ar putea să vă treziți cu cheltuieli duble și uite, păi mi-am luat și nu știu, așa aveam, sau știți, ceva de genul acesta și vă enervați. Este vorba despre niște rași care se auto-enervează și asta are un efect așa pe termen lung și s-ar putea să iasă niște mici conflicte și în jurul sărbătorilor pascale din cauza stresului vostru. Știți, odihniți, totul cu măsură, odihniți-vă și nu lăsați pe mine ce puteți să faceți astăzi, pentru că vă aglomera și pe la serviciu. Pentru zodia leului, 29 aprilie, 5 mai, recomandări din partea ghizilor spiritual pentru leuți. Voi, cred că vă gândiți foarte mult la partea aceasta emoțională, sentimentală, să știți că renașteți ca pasărea Phoenix din propria cenușă, singur sau alături de cineva, pentru că aici există foarte multe șanse de a întâlni, de a vă implica într-o relație. Este vorba despre o îndrăgostire sau chiar, în unele cazuri, nu zic, nu, resuscitarea unei, reînvierea, reluarea unei legături cu o persoană pe care o cunoașteți deja. Posibil din zodia Scorpion, Pești, Rac, posibil, dar nu obligatoriu. În orice caz, poate să această relație să meargă către un nivel următor, adică cumva are niște șanse de a se dezvolta drăguț, frumos și interesant. Intuiți cine este această persoană. De asemenea, sunt șanse foarte mari să vă mutați într-o casă nouă. Că o cumpărați, că vă mutați cu chirie, că faceți schimb de locuință. Asta rămâne de văzut. Dar aici este vorba despre o relație nouă, o casă nouă, resuscitarea unei relații. Pentru zodia Fecioară, săptămâna 29 aprilie, 5 mai. Zodia Fecioară. Voi urmează să primiți o veste care o să vă bucure foarte mult. Aici este vorba despre o mare, mare bucurie. Acum nu știu dacă neapărat o așteptați de mult, dar parcă cred că această bucurie, această veste vine exact în momentul în care sunteți pe picior de a renunța la ceva. Probabil ați așteptat de ceva vreme și dacă nu s-a întâmplat, cred că nici nu vă mai așteptați să primiți o asemenea bucurie. Protejează tot ceea ce ai construit până acum. Și cu curaj, cu încredere, pentru că sunt foarte mari șanse de a merge mai departe. De asemenea, poate să fie vorba pentru, eu știu, cine se află, pentru cine se află în situația unui tratament de fertilitate, de exemplu, sau dorința de a rămâne însărcinată, nu s-a întâmplat, acum vorbesc pentru doamnele cărora le permite vârsta, dorința, voința, stația maritală, etc., sunt șanse mari, nu vreau să vă induc stări false, dar aici este un mesaj foarte clar, mai ales că avem și acest 9, că știți cum se spune, tot ce e mai bun se întâmplă la 9 luni.
protejează ce ai făcut până acum, adică nu renunța, nu e momentul să renunți acum. Sunt destul de multe fecioare care au, sau poate să fie în situația aceasta de abandon, dacă nu știu dacă spun foarte corect, abandon emoțional, lipsă de speranță, deziluzie, neîncredere că se mai poate, că mai există un rezultat pozitiv în tot ceea ce v-ați propus voi, în tot ce ați întreprins de 9 luni încoace sau cine știe. Deci nu renunța, pentru că sunt șanse foarte mari să primești o veste cu foarte multe bucurii. Ca să poți să te scoate din această pădure, în ghilimele de rigoare, în care parcă te-ai pierdut. Pentru zodia Balanță, săptămâna 29 aprilie, 5 mai, zodia Balanță, horoscop. În această săptămână, să vedem ce... în această săptămână pare că vă puneți în cap foarte multe lucruri și cred că sunteți foarte atenți sau foarte atente la concurențe. Sau există și varianta să deveniți concurență pentru cineva. Și din punct de vedere relațional și din punct de vedere al carierei voastre. Cineva vă vede cumva ca pe un obiectiv pe care trebuie să-l atingă, ca pe o redută de cucerit, dacă este vorba despre planul afectiv emoțional, planul iubirii. S-ar putea ca cineva să pună ochii pe voi sau să repună ochii pe voi cumva, dar să vă vadă mai mult ca pe o țintă, știți, de la care trebuie să ajungă, un obiectiv, o ambiție de a vă cuceri. Așa că atenție, că aici s-ar putea să fie cu două tăișuri, s-ar putea ca persoana respectivă de la început să nu aibă intenții de a avea o relație cu voi pe termen lung, de a se implica emoțional, chiar și din punct de vedere al unei colaborări. Adică consideră că are de obținut beneficii de pe urma colaborării cu voi. Intențiile nefiind unele chiar foarte frumușele. De aceea aveți atenție cu cine colaborați, cu cine vorbiți, ce oferte vi se facă. Pentru că voi sunteți într-adevăr, cu ajutorul experiențelor voastre, sunteți așa, luați la ochi, sunteți în raza de acțiune a cuiva care încearcă să profite de pe urma voastră. Detalii plictisitoare, s-ar putea să fiți destul de plictisiți în această săptămână, deși cred că există o anumită rutină, mult de muncă, acasă, să faceți curat, să așteptați sărbătorile, vin, trec și astea, știți? Încercați pe cât posibil să vă smulgeți din această rutină, care o să vă cumva prindă, sau să încerce să vă prindă, așa, mai ales în prima parte a acestei săptămâni, pentru că asta vă va direcționa către conflicte. Conflicte în primul rând cu cei din căminul dumneavoastră și ulterior cu cei de la serviciu. Deci evitați pe cât se poate tot ce înseamnă rutină, conflict. Încercați cumva în această săptămână o altă abordare și stați departe de orice fel de conflict. Sunteți testați voi sau testate în general voi balanțele cu această săptămână. Este o săptămână amestecat așa, dificilă din multe puncte de vedere. Pentru zodia Scorpion, săptămâna 29 aprilie, 5 mai. Pentru voi, scorpionii care au avut o situație dificilă sau trec printr-o situație dificilă, în această săptămână au foarte multe informații vis-a-vis de încheierea acestei situații dificile. Primiți o veste care, cu ajutorul căreia, lucrurile ajung la un final. În orice caz, oricum ar fi că primiți vești că nu, orică încheiați voi o situație dificilă, această situație dificilă se încheie. În această săptămână sunt șanse foarte, foarte mari. Schimbări, la fel, extrem de drăguțe și importante, așteaptă-te ca lucrurile din toate punctele de vedere să se îmbunătățească și în relație și pe la serviciu și din punct de vedere financiar. De asemenea, este o perioadă propice pentru recuperarea după orice fel de dependență.
De aceea este și la voi imperios necesar ca în această săptămână măcar să puteți să, nu știu, consumați mai puțină carne, așa, să faceți așa o detoxifiere generală a organismului și dacă se poate să renunțați la o alimentație dezechilibrată. Să mâncați de nervi sau, pentru că și la voi există o perioadă de stres, dar asta până la urmă încheie această situație dificilă prin care voi treceți. S-ar putea să, nu știu, ori să, dacă aveți vreo afacere, să o închideți, dacă aveți o relație, să o încheiați, e dificilă. Scorpionii sunt puși pe revenire, dar din interior către exterior. Sunt foarte atenți cu ei, sau așa ar fi mai bine. Să fie mult mai atenți cu ei, să se gândească la ce le place, mai ales scorpionii, am zis lei? Sper că n-am zis lei. Dacă nu, s-ar putea să fie o combinație între scorpion și leu. Sau să lase mândria. Să încerce să nu mai fie atât de mândri și să converseze mai mult, să se stabilizeze, să se recalibreze din punct de vedere emoțional. Și acest lucru se face, această recalibrare se face doar tu cu tine. Poate, nu știu, scorpionii au în cap să se retragă cumva, să stea mai mult cu ei în natură sau în cadrul unei familii restrânse acum de sărbătorile pascale. Dar oricum, mie mi se pare că urmează o perioadă de prosperitate, dar după această săptămână. Întâi este așa un barca pe valuri, știți? Dar până la urmă intrați pe ape mai calme, începând de după 5 mai. Pentru zodia săgetător, 29 aprilie, 5 mai. Pentru săgetător, horoscop. Ei bine, pentru voi, să știți că vin foarte multe vremuri bune, foarte multe vești bune, foarte multe opțiuni. Nu prea o să mai știți din ce să alegeți. Uite că săgetătorii sunt pe podium de data aceasta. În această săptămână, săgetătorii își vor face planuri optimiste și pe termen lung. Carieră și relații. Sunteți pe calea cea bună, mai ales săgetătorii care renunță la ceva. Săgetătorul are tendința în această săptămână de a face curățenie și în ceea ce privește serviciul și în ceea ce privește relațiile. Și atunci, dacă aruncă vechiul, bineînțeles că apar și noutăți. Noutăți chiar și din punct de vedere al unei case, închirier, garsonier, mașină, vânzare, cumpărare, repararea unei mașini, renovarea în casă, curățenie, tapet, vopsit, în sfârșit. Deci parcă văd așa un săgetător cu cască, nu cască, cum se numește, cu cozoroc în cap, care este pus așa pe a face curățenie. Chiar și în curte și foarte multe, v-am zis, nu știu de ce, reparații, renovări sau închirieri, case, cumpărări, etc. Pentru zodia Capricorn, haideți să vedem săptămâna 29 aprilie, 5 mai. Capricornii vor fi implicați în tot soiul de lucruri, în tot soiul de planuri, în tot soiul de obiective, vor merge foarte mult dintr-un loc în altul, călătorii. Foarte ocupată săptămâna pentru Capricorn. Și mai mult decât atât, vor fi reluate planurile care au rămas cumva în coadă de pește acum ceva vreme. Se va depăși cumva acea energie stagnantă și urmează a se găsi soluții inovatoare, creative, la o, sau din punct de vedere al jobului, al carierei, al lucrurilor pe care vreți voi să le faceți în afara jobului, poate, nu știu, un hobby pe care îl transformați în job, nu? Pasiune care se transformă în job. Prin semnarea de noi contracte, noi colaborări, vorbiți foarte mult, vă întâlniți cu prietenii, de aceea cred că este imperios necesar să nu prea stați în casă, chiar și capricornii care nu au serviciu, de exemplu. Încercați să nu rămâneți foarte mult în casă, comunicați, poate pe rețele de socializare, poate cu prietenii, poate sunați un coleg și vă întâlniți la o cafea și acolo lucrurile se leagă. Pentru că capricornul în această săptămână este cumva ca o verigă dintr-un lanț, într-o ecuație
Perfect. Și atunci, probabil că la sfârșitul săptămânii o să spuneți, uite, ce bine că am spus da acele invitații, pentru că m-am dus la cafea și acolo am întâlnit pe X, care îl cunoștea pe Y, care mi-a făcut legătura cu nu știu cine și uite ce contract frumos a însemnat eu într-o săptămână. Deci, cam așa se vor desfășura în unele cazuri, bineînțeles, și foarte rapid, foarte rapid de semnături, foarte multe schimbări de la o clipă la alta, căci nu aduce anul, ci aduce ceasul și noi începuturi. Noi începuturi în relații. S-ar putea ca acei capricorn care sunt singuri, singurei, să-și găsească jumătatea cu care se petreacă chiar sfârșitul săptămânii împreună în aceste sărbători. Posibil o sarcină acolo unde este cazul, bineînțeles. Foarte multe lucruri. Sau aflați că sunteți bunici. Cine știe, cei care se află în această situație, poate adoptați un copil, poate aveți o slujbă de asistent sau asistentă, cine știe, că este maternală, că este asistentă medicală, depinde. Poate optați pentru aceste cursuri. În orice caz, este vorba despre setarea acestei intenții, pentru că vin vremuri foarte bune, planuri pe termen lung, chiar dacă vor fi de foc, pentru că tentația Capricornului, cel puțin de ceva vreme, este de a face foarte mult, de a se implica emoțional, de vremuri bune și la voi, dragii mei Capricorn. Haideți să vedem pentru vărsători, perioada 29 aprilie, 5 mai. Sper că am zis toate zodiile. Pentru vărsători. Hai să vedem ce mesaje. Trei. Uite, la vărsători au ieșit trei ori să iasă trei mesaje. S-ar putea să nu știți de anumite situații, niște secrete, niște informații care vă sunt ascunse, dar spre binele vostru cel mai înalt, să știți. E adevărat că sunt șanse să aflați de niște vorbe, vorbulițe, ceva ce nu vă convine, bineînțeles, din partea unor persoane pe care le-ați considerat amicii, amicele sau prietenii, prietenii voștri. Și s-ar putea ca în această săptămână să renunțați definitiv la prietenia acestora. De asemenea, din punct de vedere al carierei, ați arătat de ce sunteți capabil sau de ce sunteți capabilă, așa că așteptați-vă la noi parteneriate sau noi contracte, astfel încât să evoluați din punct de vedere al carierei, să ascensionați, așa că continuați să mergeți mai departe, pentru că faceți foarte bine ceea ce faceți. În orice caz, să știți că sunteți foarte intrați cumva în atenția unor persoane care s-ar putea să vă propună niște parteneriate drăguțe. În unele cazuri, anumiți vărsători s-ar putea să renunțe la unele parteneriate, să înceapă altele noi. Sau să aveți de ales între mai multe propuneri. Pentru că s-ar putea să nu fie doar o propunere. În orice caz, la voi lucrurile se îmbunătățesc, se încheie o situație dificilă și la voi. Și în această săptămână s-ar putea să faceți o călătorie, dacă n-ați făcut-o deja, plecați, veniți, vă întoarceți acasă, vă duceți acasă, vă duceți la familie, depinde fiecare ce planuri au la final de săptămână sau în cadrul acestei săptămâni, întoarcerea la rădăcini, că merge și ne vizită în familia. Paștele se face în familie, nu? Bun, haideți să vedem pentru zodia Pești, săptămâna 29 aprilie, 5 mai. Pentru Pești, horoscop. Pentru peștișori, să știți că dacă lucrurile nu merg în această săptămână și sunt puse pe pauză, din toate punctele de vedere, să știți că este o pauză bine meritată, pentru că tot ceea ce ați făcut până acum e bun făcut, ați plantat în univers semințele dorințelor voastre. Așa că urmează să le și culegeți. Știți cum este sămânța când o pui în pământ? Are nevoie de lumină să crească, are nevoie de căldurică, de dragoste, dar de asemenea și de o perioadă. Pentru că nu poate să crească precum vrejul de fasole magic din Jack și vrejul de fasole. Nu poate să crească de pe o zi pe alta sau, mă rog, de la clipa la alta. Așa că are nevoie de o perioadă în care
așteptați, știți? Sunteți pe pauză. Au o perioadă de așteptare din toate punctele de vedere, dar este o așteptare benefică. Griji neîntemeiate. Este un mesaj scurt și cuprinzător pentru voi. Nu vă faceți griji pentru că toate lucrurile se întâmplă la timpul potrivit. Inclusiv relații, inclusiv bănuți, inclusiv sănătate. Și aici vorbesc despre niște griji. Acum este un mesaj puțin particular pentru o categorie de pești. S-ar putea să vă faceți griji din punct de vedere al sănătății unei persoane în vârstă din familia voastră. Persoana respectivă, sau dacă nu mai este printre noi, să știți că persoana respectivă este împăcată cu ea. Mai mult nu știu ce să vă zic. Mi se pare că este o persoană calmă, împăcată, cred că acesta este cel mai bun cuvânt. Acum, nu vă gândiți, Doamne ferește, la ceva foarte, foarte greu. Vă spun de starea emoțională, starea energetică, pentru că v-am zis, eu dacă nu stăpânesc acest domeniu, nici nu o să mă implic și nici n-am voie și nici n-am cum să fac chestia asta. Nu asta mi-e misiunea, doar ce aș putea să vă spun că din punct de vedere energetic, dacă există asemenea problemuțe de sănătate și vă gândiți cu grijă, nu există acest, nu că nu există. Este un mesaj din partea Universului, griji neîntemeiate, persoana respectivă este cumva liniștită, împăcată sau dacă nu mai este printre noi. Știu că m-am repetat, dar n-aș vrea să, adică chiar departe de mine gândul să vă sperii sau Doamne ferește. Cam atât, dragii mei, dragile mele, să aveți o săptămână bună, o săptămână cu pace, binecuvântată, cu lumină, cu armonie și multă, multă sănătate. Toate bune! Vă iubesc, dragii mei, numai bine! Pa, pa!